Doamnelor și domnilor, vă spunem bună ziua și bine ați venit la cea de-a doua ediție a simpozionului pe urmele pașilor lui Ion Creangă. Și ca să fim mai operativ, în deschidere dăm cuvântul domnului primar al stațiunii Stăni Moldova, Gheorghe Baciuc. Bună ziua și bine ați venit sau ați revenit la Stăni Moldova. Sunt foarte bucuros să văd o evoluție a localității noastre în acest domeniu, o evoluție, aș spune eu, exponențială. Mă gândeam mai înainte că participam acum 5-6 ani la lansările de carte ale doamnei Ionica Bandrabur în această sală. Unii dintre dumneavoastră ați fost aici și vă spun bun venit din toate colțurile de unde sunteți dumneavoastră. Știu că veniți și de la Constanța și din toată țara. Sunt bucuros să constat că Primăria Stănii Moldova, localitatea noastră, este din ce în ce mai atractivă și din perspectiva valorificării culturii, a artei și a creației. Este foarte important să reușim să adunăm în localitatea noastră oameni importanți din această zonă și prin aceste evenimente să rezolvăm trei probleme importante, zic eu. Prima, să valorificăm ceea ce înaintașii noștri au făcut în această zonă. A doua, să dăm perspectivă creației și am avut tabere și de pictură și concursuri de poezie și toate celelalte pe care le-am făcut cu ocazia Zilei Culturii Naționale și Zilei Eminescu, să încercăm să dăm o perspectivă, să refacem practic acest obicei frumos pe care l-a avut Stănii Moldova de a fi gazda creației. Și, nu în ultimul rând, să creștem atractivitatea turistică, pentru că dumneavoastră veniți aici, poate unii pentru prima dată, dar sperăm să vă placă și să reveniți. Aș vrea să încep mulțumindu-i doamnei Ionica Bandrabur, care este o cetățeancă de Stănic adoptată aici, dar care foarte repede a reușit să miște lucrurile. Pe lângă partea aceasta de artă și poezie, pictură, ce face dumneavoastră, a reușit să aducă aici oameni speciali. O mare parte dintre dumneavoastră v-am cunoscut aici, dar și poate la Suceava, poate la Constanța, unde am participat la evenimentele frumoase pe care le-ați organizat. Dumneavoastră reușește să atragă și prin profilul uman special pe care îl are și vă mulțumesc doamna Ionica, vă mulțumesc domnul Ticu pentru că sunteți gazde bune și eu trec așa la deal la vale și mă uit mereu că parcarea din fața casei este plină și mă gândesc că sunteți mai mult gazde, adică aveți tot timpul musafir. În egală măsură vreau să-i mulțumesc lui Cristia Babei, care este și responsabilul nostru de cultură și care reușește să facă față, fiind foarte multe evenimente, să facă față acestor lucruri. Cristi este de altfel un om cu un profil uman deosebit și care apreciază creația, dar a și scris poezii, mi-a și trimis poezii scrise de el. Nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc lui Dan Busnea, este și jurnalist, dar este un stănician pe care eu l-am cunoscut acum în 80. Din 80 sunt 44 de ani, aici pe birou, undeva aproape lângă recepție, și care ulterior a mers pe urmele doctorului Busnea, tatăl dumnealui, și a scris cărți. Da, este o remarcă făcută de Dan, este că sunt inițiatorii unor proiecte. Da, este
adevărat că să spui că ar fi foarte bine să organizăm zilele Eminescu, Creangă sau Zile Culturii Naționale sau Zile Enescu, avem anul acesta prima ediție a Zilor Enescu, este o afirmație. Să asigur suportul tehnic, logistic, financiar, toate celelalte sunt nevoi prioritare. Nu putem să dăm mai mult credit cuiva sau altcuiva. Eu cred că suntem aici o echipă și cred că în ultimii, cel puțin în ultimii trei ani, am dovedit că Stănii Moldova este gazda unor evenimente importante. După cum vedeți, anul acesta avem și această noutate, nu? Opera lui Creangă sub un cod QR. Felicitări cu Ion Creangă, așa cum a făcut și cu Eminescu și cea cu Stănii Moldova, am făcut și cu George Enescu. Vă invit să o să le și primiți dintre dumneavoastră, le-am pregătit, dar trecem la un alt nivel de promovare a stațiunii, un nivel hibrid. Pentru că este importantă enciclopedia, care este o carte foarte apreciată, este importantă povestea unui colț de rai scrisă de Dan Buznea, ce mai avem noi în cărțile de cură și toate celelalte, dar trecem la o promovare aproape peste tot, pentru că acest cod QR poate fi citit și poate fi oricând. Este un link către Creangă Eminescu, dar în principal către Stănii Moldova. Poate ați observat că avem pe felicitarea noastră, pe lângă faptul că sub un cod QR avem 480 de pagini în enciclopedia, avem și filmulețe de promovare și avem foarte frumos prezentate asta și asta dă dovadă că suntem la un nivel actualizați în ceea ce privește mesajul și promovarea. Nu vreau să mă lungesc foarte mult, vreau să-mi exprim încă o dată bucuria că acest eveniment se desfășoară. O să rămân cât mai mult timp aici, adică o oră și jumătate și pe seară o să fim împreună. Apreciez colaborarea frumoasă pe Valea Trotușului și trebuie să fac o apreciere colegilor de la Comănești, domnul profesor, domnul Moise și domnul Chirilă și ceilalți care veniți, da, desigur, vă mulțumesc. Se vede deja că se coagulează în zona așa, un nucleu de hai să zicem, o echipă nouă aici la Stănii Moldova, care interacționează, conlucrează și sigur împreună vom face mai mult decât separați. Vă doresc zile frumoase aici la Stănii Moldova. O să mai discutăm și în particular, îl salut pe domnul general Apostol, de asemenea un om de cultură, domnul comandant, bineați revenit la Stănii Moldova, baștina dumneavoastră, nu? De fapt nu baștina dumneavoastră, dar locul unde ați muncit, cred că cei mai mulți ani. Și nu vreau să salut prietenii mei de aici, din localitate, prietenele mele. Mă bucur să constat că participați atât bine, și din Basarabia, doamna Geta, salut. Și am uitat să, pentru că cei din urmă, ca și cei din trei, doamna secretar general și nu știu dacă mai sunt colegi din primărie, vă mulțumesc. Aceste evenimente se desfășoară cu aprobarea Consiliului Local. E adevărat că primarul a făcut propunerea de buget, dar trebuie să dăm cezarului acestea, cezarului consilier local care a fost de acord. Unii cu obiecții, dar așa e democrația, trebuie să. Și vreau să-mi exprim spre final o speranță că viitoarea administrație va duce mai departe acest proiect, aceste proiecte vor continua și că vom, practic, vom dezvolta cât mai mult această frumoasă... Această frumoasă parte a României. Cultura, tradiția, portul popular, dansul, creația și toate celelalte. Vă doresc sănătate tuturor, transmiteți un salut și domnului ambasador de la Fundația Apolon, domnul George Călin și celorlalți cu care ne-am interacționat și sperăm să reveniți la Stănii Moldova și să
confirmăm că aceste lucruri vor continua. Doamne ajută! Și domnul Ion Moise să țină cont în procesul verbal de final. Eu sunt domnul Zdan Busnea și colega mea, doamna Iulica Bandrabul, care îi dau microfonul pentru prezentarea invitației. Mulțumesc! Eu voi avea o introducere aparte. Aș dori să stau cu fața. Pentru că suntem la simpozionul Creangă, întoarcem timpul spre înapoi cu mulți ani și astăzi aș dori să fim copii, să retrăim acele vremuri ale copilăriei. Și aș începe așa. Nu știu cum sunt alții, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Cumulești, la stâlpul hornului unde lega mama o scoară cu motorcei la capăt, decrăpau mâțele jucându-se cu ei, la pechiciul vetrei cel cumuit, de care mă țineam când începuse a merge copăcel, la cuptorul pe care mă ascundeam când ne jucam noi băieții de-a mijoarca și la alte jocuri și jucării pline de hazul și farmicul copilăresc, parcă îmi stă și acum inima de bucurie. Astăzi, din toată inima, aș dori să ne stea un pic inima de bucurie și să ne amintim de vremurile copilăriei, pentru că atunci când spunem creangă, spunem copilărie. Și este o mare bucurie, toți am trecut prin această perioadă, perioadă de neuitat. Vă mulțumesc și eu la rândul meu că ați venit într-un număr destul de mare, ați fost prezent invitației noastre. Cred că mai sunt invitații care nu au ajuns. Îi așteptăm cu drag. Și prezentăm invitații. Începem cu un invitat special care a venit de la Constanța. L-am cunoscut prin intermediul doamnei Mitrea Vasilica, scriitoare. Este vorba de domnul grafician și caricaturist, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Bravo. Domnul... Da, vă... Acolo, aici, este un mic articol la care francezii mă declară cel mai rapid din lume. E clar că este un titlu gazetăresc. Nu e realitate este asta. Domn primar în față. Ai găsit și acolo cu o poză. Și aici am mai stat cineva în fața mea, un cătăresc, un portist. Am reținut mustața, i-am portretizat. Vă mulțumesc! Domnul Ion Stase este unul dintre puținii caricaturiști din țară foarte importanți. A obținut foarte multe premii, a expus în țara și străinătate și pentru acest lucru, domnule Leonte, vă mulțumim, vă mulțumim mult că ne-ați onorat și vă așteptăm și altă dată. Nu avem o ordine în funcție de titluri. Roxelana Radu, Buzău, scriitoare și jurnalistă, membră al Uniunii Artiștilor Profesioniști din România, redactor la revista Caietele de Țintești și realizator al emisiunii Clubul Artelor la Campus TV Buzău. Bine v-am găsit! Domnul Cornel Galben, Bacău, scriitor, istoric și literar, jurnalist, redactor șef al revistei Cadran Cultural, membru al Uniunii Scriitorilor din România și Uniunii Ziariștilor din România. Domnul Alexandru Dumitru, poet, membru fondator al Fundației Naționale George Călinescu din Onești, membru al Uniunii Scriitorilor.
Mihaela Băbușanu, poetă și publicistă, membră al Uniunii Scriitorilor și Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Profesor Dan Sandu. Nu am ajuns, da. Doamna Emilia Băghiu este? Da. Profesor Emilia Băghiu, Onest, viitoare președinte executiv al Fundației Naționale George Călinescu din Onești. General armată în rezervă, doctor Vasile Genica Apostol, istoric, militar și scriitor. Profesor Petre Colăcer, Comănești, poet și scriitor. Geta Lipovanciuc, Chișinău, poetă, compozitoare, cantautoare dintre amunii zariștilor profesioniști din România. Daniela Vâlceanu, Drobeta Turnu Severin, poetă și publicistă. Dorina Stoica, Bârlat, poetă și scriitoare dintre amunii zariștilor din România și Carabacău. Limona Rusu, Suceava, poetă și inițiatoare și organizatoare Basilica Mitrea, scriitoare, jurnalistă, președinta Ligii Scriitorilor Dobrogeni, președinta Ligii Scriitorilor din România, filiala Constanța și multe alte titluri. Și un bun organizator de evenimente literare. Profesor Violeta Bobocea, din Buzău, poetă, scriitor, critic literar. Marian Bobocea, soțul, poet. Vasile Vere, Baia Mare, poet și publicist, membru SFR, membru SR, președinte la Asociației de Cultură Ascior, redactor la revista Din Vatra Satului. Tinca Tamaș, Bacău, poetă și artistă. Domnul Ioan Bărbunțoiu a venit? Da. Ioan Bărbunțoiu, Onești, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Profesor Ștefan Iepure, Onești, scriitor și poet. Darius Oprean. Domnul Darius Oprean? Da, a ajuns. Da, a ajuns. Nu a ajuns. Da, mai sunt. În schimb, e reprezentantul celălalt. Da. Ion Moisă, Comănești, scriitor și documentarul Comănești. Maria Batavu, Comănești, scriitoare. Nicu Batavu, Comănești, poet și artist plastic. Constantin Chirilă, Comănești, cantautor muzicător. Constantin Tudose. Domnul Constantin Tudose. Al Comunei Cașin. Darius Oprea? Nu a ajuns. Andrei Spoială? Andrei Spoială, Onești, absolvent al aceluiași colegi, student la Politehnica din București. Și reprezentant al revistelor, revista Divanul de la Colegiul Cartemir și revista Francofolie. Felicitări! Avem, dacă am omis pe cineva, domnul Cătălin Dima. A, domnul Cătălin Dima, dar nu știu cum să vă prezint. Cătălin Dima, bine ați venit la noi. Da, din cei adulți, dacă am omis pe cineva, pentru că avem și niște copilași. Ștefania Denisa Catană, Antonia Șiloche, Maria Ioșă. Aceste trei fetițe fac parte din ansamblu Cireșica și fac cinste orașului. Sunt trei copii din mulți alții care fac parte din ansamblu talentați. Da, mi se face semn. A venit și domnul Ion Moraru, jurnalist, scriitor, poet, membru al Uniunii Ziariștilor din România.
mulțumim doamnei imediat. Scuzați. Da, voiam să o prezint pe doamna Lungu. Bine, nu Lungu. Da, da. Doamna Ungureanu, bine ați venit. Mulțumesc. Și mulțumim administrației Hotelului Venus pentru că ne aflăm în sala de conferințe a Hotelului Venus, care astăzi ne sprijină. Mulțumim și colegului nostru Cristiana Babi, pentru că fără el multe lucruri nu s-ar putea face, este un inimos. Și dacă nu am omis pe nimeni, aș da cuvântul... Și noi subsemnate aici. Ionica Pantragu! A fost prezentată de domnul Baciu. Domnul Baciu, vă mulțumesc mult, mult. Pentru că dumneavoastră, eu am făcut niște lucruri, lansări de carte, dar dacă nu mi-ați dat oportunitatea de a dezvolta cultura Slănic Moldova, am fi rămas doar la nivelul unei lansări de carte. Și pentru acest lucru vă mulțumesc mult și eu cred, am încredere că dumneavoastră ne veți sprijini în continuare necondiționat. Dar cuvintele dumneavoastră mă onorează și mă obligă. Vă mulțumesc mult! Voi da cuvântul colegului, domnul Stan Bustea, să ne vorbească despre Creangă. Să vorbesc, că vreau să fac o mențiune. Domnul Cătălin Dima, cel prezentat de doamna Ionica Van Drabur, este și el un istoric și un memorialist al comunei Mănăstirea Cașinei și foarte aproape de cealaltă comună Cașine, reprezentată și ea de domnul Constantin Tudose. În primul rând, țin și eu să vă mulțumesc pentru că ne-ați onorat invitația de a participa la această nouă ediție a simpoziumului Tărâmele Pașilor lui Ion Creangă la Slănic Moldova. Și mai țin să-i mulțumesc domnului primar Gheorghe Baciu pentru deosebita contribuție adusă la creșterea atractivității orașului stațiunii Slănic Moldova prin inițierea și organizarea unor evenimente culturale artistice de înaltă ținută, dintre care unele au devenit deja de tradiție, precum acest simpozion sau cel dedicat Zilei Culturii Naționale, ziua de naștere a Genului Istoria Spiritualității Românești, Mihai Eminescu. De asemenea, doresc să-i mulțumesc doamnei Ionica Van Drabur pentru implicarea în organizarea și desfășurarea unor astfel de evenimente, pentru dăruirea cu care o face, pentru modul în care reușește să atragă personalități ale culturii și artei în proiectele pe care le derulează împreună cu autoritățile locale și cu alți oameni de bine. Și în ultimul rând, mulțumirile merg și către domnul Cristiana Babei și doamna Lumița Botezatu de la primăria orașului Slănic Moldova, inovativ și mereu cu pază în privința detaliilor, de la începutul și până la sfârșitul fiecărei manifestări cultural artistice organizate aici la noi la Slănic Moldova. Ei, dar sigur nu pot să închei fără a mulțumi cuiva, mereu alături de noi, echipei de promovare culturale din Slănic Moldova, prezente fiind aici de față doamnele Niculina Sfârlea, Gabriela Potorac, Maria Bădeș. Acestea fiind zise, cum o fac eu de regulă din tot sufletul, trecem acum la prima parte a simpoziumului, care va începe cu prezentarea proiectului acestei întâlniri de către subsemnatul, după care ne vor încânta următorii vorbitori, domnul profesor Petre Conăcel, cu tema Un cuplu de pomină, iar după o binevenită pauză de dehidratare, ne vor încânta alți vorbitori, precum doamna Daniela Volcean, cu tema Elemente de cultură populară în opera lui Ion Creangă, după care vor urma și alți vorbitori, precum domnul Vasile Bere, domnul Alexandru Dumitru, scurt așa, cuprinzător, dar cuprinzător în esență, despre acest eveniment, despre Ion Creangă și chiar și despre contribuția dumnealor în actul cultural. Și acestea
Fiind zise, zic să trecem direct în lucrările simpozionului, în comunicările care vor fi prezentate. Vreau să vă spun doar câteva cuvinte, nu o să vă rețin foarte mult despre cele trei vizite. Acest proiect practic se leagă și a fost inițiat, continuat și cred că se va dezvolta. Legat de cele trei vizite pe care marele nostru povestitor Ion Creangă le-a efectuat la Slănicu Moldova. Pentru că așa cum este și din titlul simpozionului, citim și retrăim momentele petrecute la Slănicu Moldova de Ion Creangă, povestitorul celor mai frumoase amintiri din copilărie și privindu-i de aproape chipul șlefuit în piatră aflat în parcul din centrul stațiunii, ne-a încoțit ideea de a readuce pe marele nostru clasic în timpurile noastre, cât mai aproape de noi, de cei care ne vor urma, veșnic recunoscător pentru moștenirea lăsată, dulcele grai moldovenesc, umorul și sufletul de copil. Și așa s-a născut proiectul pe care îl dorim să crească și să se dezvolte împreună cu colaboratori apropiați, cu autoritățile locale, pe care îl dorim să se dezvolte și la ce urmează, poate chiar și cu un festival, concurs de creație literară inspirat din viața și opera lui Ion Creangă. Așadar, să intrăm în atmosfera boemă a celor câțiva ani în care pașii lui Ion Creangă au străbătut stațiunea în lung și lat, lăsând ușurnele pe care călcăm acum și noi și care se pierd undeva în zare, de parcă a fost mai ieri, de parcă o mai fi și astăzi. Deși suferit, dar deloc trist, în cele trei vizite pe care le-a efectuat la Slănic Moldova, Ion Creangă a răspândit în jurul său parfumul umorului popular românesc, ceea ce l-a făcut pe George Călinescu să afirme că Ion Creangă e poporul român însuși surprins într-un moment de genială expansiune. Făcând haz de necaz despre condițiile grele în care trăiau mulți dintre scriitorii și poeții vremurilor de atunci, printre care și prietenul său de suferință, Mihai Eminescu, Creangă avea o vorbă pe care o spunea în fața mulțimii adunate să-i asculte snoavele la Slănic Moldova. Ea a fost și o lumea asta un vot cu ochi, o bucată de pumă sufletită din Bumurești, care nici prea frumos până la 20, nici cu minte până la 30, și nici bogat până la 40 de ani nu m-am făcut. Dar și sărac, așa ca anul acesta, ca anul trecut și ca de când sunt, niciodată n-am fost. În ciuda tratamentului aplicat la Slănic, ora scriitorului nu s-a mai ameliorat și va fi un chin statornic până la moartea sa petrecută la finele anului 1989. Mulți mânuitori ai condelului așternut înscris încântarea lor față de frumusețea acestor locuri mitice, ca să afle și alții despre ele și să meargă să le cunoască. Marele povestitor Ion Creangă a fost la Slănic Moldova ca să facă feredeie, adică voi, și să bea apă minerale pentru tămăduirea peteșugului său. Ion Creangă a venit pentru voi la Slănic Moldova pentru prima dată în anul 1884, între 14 iunie, mijlocul iunie 1884 și iată se împlinesc acum 140 de ani de la prima sa vizită. Iar în 1885, în lunile iunie-iulie, revine la Slănic pe când avea 48 de ani, ceva mai bine și plin de verbă, fapt relevat pe larg în cronica intitulată Băile de la Slănic, semnată distărul cu poetul, scriitorul și dramaturgul Nicolae Andreescu Bogdan, cunoscut și sub pseudonimul de Nea Bogdan, și publicată la 16 iunie 1985 ziarul Liberalul din Iași, apoi publicată de către Nea Bogdan în 1923, volumul Povești și Bazaconii din Moldova. Cu această ocazie, Creangă se fotografiază în mijlocul a 28 de învățăcei și profesori, cărora le spunea tot felul de snoave, iar apoi apare în mijlocul altei fotografii, încadrat fotografie celebră, descoperită de cei de la Muzeul Literaturii din Iași, fotografie în care este încadrat de profesorul, academicianul, scriitorul și omul politic Alexandru Constantin Cuza, cunoscut ca și A.C. Cuza, și Nea Bogdan, despre care am amintit mai sus și care a fost eleva lui Creangă cu 20 de ani în urmă. Și ce ar fi putut fi mai relevant pentru acea perioadă decât niște băi de umor la Slănic Moldova, cu Ion Creangă, protagonistul principal, relatate cu multă vorbă de către unul dintre devotații slujitori ai marelui povestitor, din păcate lipsa astăzi, că a avut această invitație, reputatul profesor universitar dr. Constantin Parascan, ieșean, dar deloc din satul Prășești, comuna Măgirești, Bacău, scriitor, dar și fost muzeograf primul, la Bojduca Ion Creangă din Țicăul Iașului, a cărei fond documentar a fost constituit încă din 15 aprilie 1918, data de la care Bojdeuca devine primul muzeu memorial de literatură din România, marcând astfel începutul muzeografiei literare românești. Sub semnătura domnului profesor Parascan am întâlnit în paginile, și de aici am pornit în proiect și acesta este un moment, am întâlnit în paginile almanacului literar Ateneu,
în 1998, 1988 sau 1989, un articol ce îngobează un material documentar de deosebită valoare istorică și literară, intitulat chiar așa, Băi de umor, Pasărin Moldova. În cuprinsul său este inclusă și cronica semnată de Nea Bogdan, în care acesta vorbește despre șederea sa cu creangă la Stănic, despre tratamentele poate minerale și băi, despre incursiunile lor prin stațiune vara lui 1885. Savuros prin comuncul situației, textul reușește să introducă cititorul mirificul univers al vieții și operele lui Creangă, în ființa profundă a celui care pe drept cuvânt a rămas în istoria literaturii române ca cel mai mare povestitor român. Dar și un mare gurman, căci așa cum spune același Nea Bogdan, nu știu dacă mulți diaconi vor mai fi având o burtă ca cea lui Creangă, dar sunt sigur că dacă ar fi să se măsoare rantul și darul preoțesc, după puterea de înfulicare a stomacului, cum găsuiește o veche poveste, Creangă merită să fie cel puțin mitropolit. Și un va mai puțin cunoscut s-a petrecut în cea de-a doua vizită la Stănic Moldova, relatată tot de Nea Bogdan. E foarte drăguță, treaba este inedită, nu prea a fost publicată și nu știu foarte mulți. Citez. Într-o zi făceam în aceeași cabină cu Creangă băi minerale. Din întâmplare, Creangă lua o gură de apă chiar din cada lui. El fusă foarte surprins, constatând că apa ce era în baie era tot așa de curată și dulce ca și aceea ce o beam la masă. După ieșirea din baie, Creangă lua o carafă, un plug cu apă din baie și ieșind afară în întâlnire pe acecuza, care spunându-i faptul, în sine, meseră toți trei la farmacia din Stănici și rugară pe asistență să constate cam ce fel de apă era în sticluța lor, în carafa lor. Păi, farmacistul a spus, apă din pârâul Stănic. După ce turnă în șip, în sticluță, un lichid oarecare. Cum? Nu e apă de la izvoarele minerale? Pentru că existau niște captări și se făceau băi cu apă de la izvoare minerale. Păi, ferească Dumnezeu, iată cum se face apa minerală când torn câteva picături din acestea. Și farmacistul lua o sticlă cu apă minerală, turnă în ea câteva picături din sticluța cea mică și toată apa minerală se umplu de mici pulci albi, de care nu se văzuseră deloc în șipul nostru cu apă din baie. Am făcut atunci un tărăboi mare, reclamând de vitropului Gheorghean, care se afla acolo și acesta, surprins și el de descoperirea noastră, care ordonă imediat o cercetare, după care, chiar de-a doua zi, se începu lucrări serioase pentru a seta în conductele de la baie tot prisosul cișmelelor cu apă minerale și erau stănii. Când am făcut baia a treia zi, apa se cunoștea de departe și prin miros și prin aspect, căci era într-adevăr de la izvoarele minerale și nu din pârâul Stănicului, cum am constatat cei trei. Adică e citatul. Cea de-a treia vizită pe care a întreprins-o Ion Creangă la Stănic Moldova în 1886, pentru a-și amena suferințele, avea să fie și ultima efectuată aici și la noi. Despre diagnosticul și tratamentul Ion Creangă, cu ocazia ultimei sale vizite în băile Stănic, ne informează în premieră primul ziar care a apărut într-o stațiune din România, aici la Stănic Moldova, și care se numea Curierul Stănicului Moldova, numărul 5 de joi, 31 iulie 1908, începând chiar cu menționarea datei sosirii lui Creangă, 10 iulie 1886, și apoi a plecării din stațiunea acestuia la 8 august 1886, datare care nu mai apare până acum din alte surse. Materialul este unul evident și nu cred că ar fi fost prezentat undeva, cred pentru că iată mai jos se produs fragmentar și cu mici adotări, așa cum este prezentat în pagina a doua ziarului la rubrica Reportajul nostru, în articolul Ion Creangă la Stănic, semnat de redactorul și fondatorul ziarului stănician, Curierul Stănicului Moldova, Mierianu. Citez, în ziua de 10 iulie 1886, mare și uitatul nostru maestru al basmelor și limbii românești, Ion Creangă, venit la Stănic pentru a-și restabili sănătatea izdruncinată și a se repauza în timpul acșițelor de vară. Fiind suferind, în veci neuitatul maestru se prezentă imediat chiar în ziua sosirii sale domnului profesor dr. Ludovic Rus Junior, medic șef al stațiunii și profesor de clinică medicală la Facultatea de Medicină din Iași. Nota este a mea, nota autorului, care să consulte cum să-și urmeze cura în acest dumnezeiesc locaș. Sala de consultație a Spitalului Băilor, pe acea vreme, era în actorul local al hotelului Nemira.
Supus unei minuțioase examinări medicale, eminentul profesor și medic, domnul dr. Ludovic Rus Junior, care nu trebuie o dragoste frățească pentru maestrul prozator, constată că Ion Creangă suferă pe lângă aceste epileptiforme, crize de epilepsie și de obezitate și pletoră generală, care înseamnă o creștere a volumului de sânge circulant care dezvoltă o hipertrofie miocardică pronunțată și la care apare de obicei un tenor roșu, puls complet și încordat, dureri de cap, înroșire la nivelul capului, greutate corporală în exces. De altfel, Creangă mărturisi singur, acestea explicând că numeroasele crize de epilepsie datau încă din 1982, când a avut primele manifestări. Toate aceste suferințe le îndura Marele Creangă în timpul când era institutor, deci când se însurmena mai mult ca oricând. Domnul doctor Rus mai constată că boala lui Creangă este atât mai gravă cu cât avea un temperament sanguinic și pe lângă alte prescripții farmaceutice îi prescrie pura cu apă minerală, 3 pahare de la izvorul numărul 3 și un pahar de la izvorul numărul 6. De asemenea, băi calde de 26 grade de la izvorul numărul 2, compresele și la cap, iar pentru a putea dormi liniștit în cursul nopții, cingător umede la pulpele picioarelor. La finalul celor 7 zile de cură, Creangă se prezintă din nou la doctor Rus, care îi declară că nu a mai avut crize de dese de epilepsie, cu excepția nopții de Sfântul Ilie, când a suferit 9 accese mai puternice. Situația l-a determinat pe medicul curant să-i mai administreze și o doză de polibromură, bromură în carmanta sistemului nervos. Așa cum reiese din finalul articolului, starea scriitorului s-a ameliorat simțitor după tratament. Până în ziua de 5 august, citesc, Creangă n-a mai avut niciun acces, dar a slăbit mult și totuși starea generală s-a îmbunătățit enorm de mult. În ziua de 8 august 1886, fermăcătorul și inegalabilul povestitor părăsi slăricul Moldovei pe deplin restabilit. Deși boala lui s-a ameliorat în urma tratamentului, Creangă nu se va mai vindeca niciodată și ne va părăsi definitiv la finele lui 1889, la doar 3 ani de la ultima sa vizită în stațiunea noastră. Vă mulțumesc! Da, astfel, doamna Ionica! Urmează o fetiță de la grupul Cireșica, o invităm pe Antonia și Lochi să ne cânte și încânte cu un cântecel. Ansamblu se ocupă. Poteți vreți să spuneți dumneavoastră ceva? Spunem împreună. Nu vreau să vreau vorba, vreau doar să apreciez că ansamblu Cireșica crește an de an. A venit doamna Minodora, care se ocupa acum, nu este aici în sală, dar vreau să precizez că mâine, după amiază, spre seara, ansamblul Cireșica va avea un concert de aproape 2 ore pe scena din parcul central. Așa că vă îndemn ca mine seara să veniți, să vedeți ce frumos cântă acești copii. Și mă bucur că este pentru prima dată când localitatea noastră are un ansamblu de dansuri, de cânt și mulțumesc tare mult tuturor celor implicați. Transmiteți un mulțumire, da? La toți colegii tăi din ansamblu și la doamna profesoară. Mulțumesc! Cred că mâine va cânta și coordonatoarea alături de... Da. Succes! Să ne vedem la următoarea mea rețetă.
Aceștia sunt copiii Slănicului. Unu, o fetiță foarte talentată, care trebuie susținută. Și, da, spuneți. O mică precizare, ansamblul Cireșica cântă în această seară, la 19. Azi e joi, da, scuzați. Vom fi acolo la ora 19. Acești copii trebuie să-i susținem, pentru că sunt viitorul folclorului românesc. Felicitări! Bravo! Bravo. Ți-a mers un pic mai mult. Noi te onorăm cu o diplomă și de la noi nu pleacă nimeni cu mâna goală. Oamenii. Acest moment deosebit urmează domnul profesor Petre Colacel, doamna Vulceanu Dubaia și înainte de celălalt vorbitor care vorbim mai așa mai pe scurt, domnul Leonte Năstase pentru câteva cuvinte legate de prezentarea acestei inedite expoziții. Vă mulțumesc, domnul Colacel. Problema care se pune este că eu nu prea pot sta în picioare. Da, dar nicio problemă. Domnul Colegiu, veniți aici. Altă care se spune că mi-e tremură mâna și trebuie să stea hârtia pe masă. Veniți aici, sau pe ceva, poți să ne ajungi. Nu știu, aici, domnul Colegiu. Ce-am pasă, domnul Colegiu? Am ales tipul un cuplu de fumină pentru că mie așa mi s-a părut. Moș Nichifor Coțcariu, că despre el vreau eu să fac vorbire aici, și Jupâne și Camalca. Mora lui Jupân Ștrul din Târgu Neamțului, pe care Moș Nichifor o duce cu harabaua la Piatra Neamț, unde se măritase cu Ițec, băietul lui Ștrul. Moș Nichifor, de felul lui creangă autentic, era harabagiu. Harabagiu era care are haraba. Harabaua e o chestie de aia care e pentru cei care ați văzut și vă mai uitați și la filmii de-astea cu porcării, ca o trăsură de-aia din western-urile americane, cu o hârtier, să zice, la mine pe Bârău Natal, un covirtir, dar Moș Nichifor n-avea, avea o rogojină, care acoperea nici să te supere de soare, nici să te plouă. În rest, avea el ce avea acolo, în căruța aceea lui, în haraba. El făcea curse de felul lui, ca locuitor, ținea de tot, era în Târgu Neamț. Era din, nu chiar din Târgu, un cartier așa mai, un fel de, știu eu, Șipoten la Comănești, sau Cerdac, de exemplu. El, ca să zic, să găsesc un corespondent astăzi, era un fel de taximetrist. Adică lua clienții din Târgu Neamț, îi ducea de cele mai multe ori la Piatra Neamț. Când se întorcea, lua de acolo clienții, se aducea înapoi. Se mai ducea pe la Iarma Roace, pe la Fălticeni, pe la toată zona. Era neseriaș. Mijlocul de transport era asigurat de două iepe. Numai iepe. Pentru că așa voia el ca să aibă
pentru prăsilă. Și numai albe. Eu nu știu, n-am avut ocazia să văd pe viu, dar eu parcă n-aș crede. El zicea că le folosește albi pentru că îi folosesc noaptea de felinar la drum. Eu n-aș garanta că să bebe iapa albă în fața căruții până într-acolo încât să folosească. Dar mă rog, ăsta era moșul. Care vom vedea îndată cât era de îndămânos. Despre nuvela asta, că e nuvelă, s-au pronunțat nume mari. Eu numai comentez întâmplarea și pe cei doi. E o închegare artistică, dacă pot să-i spun închegare, de foarte înaltă valoare. Alexandru Piru îi zice povestire glumeață. Mai vedem noi mai încolo. Jean Boutier, un critic istoric, literar francez, care și-a dat doctoratul cu lucrarea la Villeneuve de Creangă, Piața și Opera lui Creangă, îi zice anecdote griboase. Nu traduc. Cine mai doamnă? Constantin Ciopraga. Academicianul Constantin Ciopraga, pe la ușa căruia am fugit eu la un examen, unde voiam să îmi susțin examenul pentru gradul al doilea, când am văzut că a ieșit o doamnă plângând, care era înaintea mea, că o picase domnul Ciopraga ca președinte de comisie și care așa mi-a strecurat în fugă, a avut ca subiect structuri narrative în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu, din rușine, dar nu eram acasă. Dar până seara de la Iași am ajuns acasă, nu am mai stat. Pentru că era ce o plac, ce să-ți permis tu să faci, am divagat. El îi zice că este singurul portret amplu al lui Creangă. Dar nu poți să contrazici un academician de la ușa căruia ai fugit de frică. Așa o fi. Este, în orice caz, e întâia mare nuvelă românească de atmosferă. Fiindcă de atmosferă, nu-i de acțiune. Nu se întâmplă nimic, practic, în cele câte pagini o fi având. Nu se întâmplă, dar poți să știi. Moșnic Tibor Coțcariul este capodopera echivocului din literatura noastră. Nu se întâmplă decât că Moșnichivor o ia cu halabaua la cererea lui socru Strul, pe giupănișica frumoasă de pica, din Târgu Neamțului și totul la Piatra Neamț. E drumul făcut în doi. Nu se întâmplă, ci se întâmplă că ei se străcă halabaua lui Moșnichivor. Nu știu exact dacă i s-o străcat pentru că așa a vrut ea sau pentru că așa a vrut el. Chestiunea, am spus, e culmea echivocului. Tot ce se întâmplă, mai bine zis, nu se întâmplă, adică poți să știi, e pe muțea subțire a unei lame de pe care autorul poate aruneca în orice moment. Ori pe partea pudicilor, ori pe partea porcoșilor, oricum ai lua-o. Nu arunecă. Merge perfect. Nu poți fi convins că e așa sau că e altfel. Este într-adevăr o capodoperă a echivocului. Moșnichivor Coțcariu. Nu prea garantez eu că era moș. Deși, așa eu zice autorul, dar eu nu cred că și el și baba lui îi zice când babă, babii mele n-are sichie moale, că mă întoarce eu acasă, îi zice și băbătiei. Când băbătia lui de la obiect, vin ce-mi pus a scârțâi. Să zicem, ar fi avut amândoi în jurul a 50 de ani, dacă nu m-a început să scârțâi, nu m-a început să se plângă, bacul doare ceaia, deja ni s-a prind beculețile, bacul doare ceaia, bacul e dinăjit,
bacă e de plânsuri, bacă e de ducă să pipusei, nini de ducă mă pipusei mai demult, dar aproximativ vreo 50 de ani să aibă, ca nu am doi fii, care e Doamne ferește. Așa. Cam pe acolo, dar dacă așa eu zis creangă moș, moș să fie. Omul e o figură specială. De asta am zis că e un cucu de pomină. Creangă se străduiește să-l contureze verosimil. Trebuie să ne facă să credem că nu e o poveste. Nu, Moș Nichifor a fost trăitor în Ciuțuienii Neamțului. Mă, îți vine a crede, să știi că o fi existat. Dar dacă când de la uscă zice a fost, când a fost, deja un becușor începe să pârpâie. Culmea este că însuși autorul săracu își dinamitează singur eforturile de verosimilitate. Pentru că aflăm când a fost. Deci cuvintele autorului. El a fost pe vremea bunicului, bunicului meu, de pe taică-su, patern. Are și de pe maică-sa, știm precis când a fost Moș Nichifor, că a fost pe vremea unchiului, unchiului mamei. Deci știm precis când a trăit. Omul face eforturi să-l facă verosimil, dar atâta rămâne, când a fost odată. Este o inteligență practică. Păi cum îi umblă mintea cristal la toate cele. Și când am la toate cele, m-am acoperit. Păi, e mehenghi. Un mehenghiul ăsta mi-i place. L-am găsit tot undeva și îmi place. Un glumesc de ăsta așa, de rădăcină. Până m-am măritat în oraș, eu am trăit 28 de ani, e părâul meu natal, unde femeia nu-i proastă, e toaipă, bărbatul nu-i lene și-i dubău și etc. Deci pentru mine un cuvânt precum mehenghi este de-al casei. Că ulterior am mai uitat, asta e altceva. E un tip foarte practic. Are știința conservării fizice. Nu pune mâna cine știe ce pe treabă. Pune, dar când nu are încotro. Nu, el, deci făcea harabagie. Ar fi câștigat mai mult dacă făcea cărăuștie. Cărăuștie însemna să cade colo-colo, bârni, bolovani, țari din nisip. Da, dar ăștia trebuiau ridicați și puși în căruță. Ormări Nichifor. Sunt ferea de ridicătură când cuprinde, pentru că zicea el că se teme de surpătură. Surpătura fiind chestia aia care mă gâdiră pe mine de câteva ani buni, tocmai în zona lombară. De-aia și stau în picioare acum. Moș Nichifor era mai deștept. E suferit. El stătea pe laița aceea din spatele iepilor, ba mai dădea și clienții jos când era la deal, că, băi, e greu iepilor, mai dați-mă și pe jos, că animalul nu e om. Băi, când era la bari, dați pe jos, nu mai puteți merge o leacă să vă mai despaceți, așa, mai. De la vale era, și într-un fel și în altul. El nu făcea, făcea foarte puține eforturi. Faptul că i s-a rupt căruța în drum, cum zice cântecul, în miezul codrului grumăzeștilor și noaptea și în prezența lui Giupâne și Camalca, este interpretabil. Depinde cine cum vrea. Creangă nu zice nicăie, nu găsesc în nubela asta măcar un singur cuvințel indecent sau o nuanță de indecență. Nu, până când și când o blestimă pe baba lui, spunându-i lui Giupâne și Camalca, că baba lui o sterpătură, nu a fost în stare să-i facă un băiat. Și doi muri eu, o rămâne iepușoarele astea de capul lor.
mari, cum să vă spun eu, înclinația asta spre, are înclinația spre ce e frumos. Că ce e frumos și mie e drag, dar eu sunt la stadiu în care numai mie e drag. Moș Nichifor, avea aproximativ 50 de ani. Câte minuni face săracul și cum se chinuie el și cum o înconjoară pe Giupâneșe ca Malca cu fel de fel de, de apropouri. Nu găsim cuvântul la creangă, dar cam așa vine. El, păi, din aia care e șegarnic și la întâlnișuri și pe drum. Că cu Moș Nichifor la drum te înțelegeai perfect dacă știai cum să-l potrighezi din gât. Dacă să-l potrighezi din gât, trebuia să te oprești la fiecare crâșnă. Nu era obligatoriu și nici nu ți insinua. Nu, dar odată să-mi bufna așa când treceai pe lângă o crâșnă și nu-i ziceai, nu ce exprimai curiozitatea, Moș Nichifor, dar aici nu ne oprim o leacă. Te făceai când plouă. Ei, moale nu ți era până la capătul drumului, mai ales dacă aveai mers mult. Ăsta mi-aduce aminte de popa din Rudeni, din balada topârceniană. Acolo acela n-avea nevoie de clienți care să oprească la crâșmă, nu. Acela avea un cal care din proprie inițiativă se oprea absolut orice crâșmă de pe drum, pentru că zice topârceanul că a învățat și dobitocul patima sfinției sale. Așa era și cu Moș Nichifor dacă oprea clientul. Și acolo era locul lui, nu era crâșmă pe drum pe care el să nu o știe și pe care crâșmarul să nu-l cunoască. Dar acum depinde ce client aveai. După niște camal ca... N-avea treabă cu crâșma, dar avea Moș Nichifor cu ea. Și se iubesc probleme. Și se pot interpreta. Și se interpretează. Pentru că Giupâneșe Camal ca e o persoană. Moș Nichifor e un tip de ăsta, e creitor la adresa babii. Face tot ce poate ca să o scadă pe babă, așa îi zice el. În ochii lui Giupâneșe ca Marca, pe care nu știe cum să o mai... Și recurge la argumente serioase, ba îi atrage atenția Giupâneșe că cât e de frumos afară și ce miroznă de flori. Dar culmea este când îi spui chestia aia care pentru mine reprezintă culmea superlativului frazeologic din literatura noastră, Giupâneșe, că e o frumușață acum afară, la câmp, de turbă haita. Ei, dacă turbă haita, mă-mi dați seama cât putea să fie de frumos. E culmea superlativului, din punctul meu de vedere, după cum de pildă, culmea alt superlativ, dar de data asta e cu trimitere la frumusețea Giupâneșe, că e Malca, asta o spunea autorul. Lasca era din Lasca, asta e o subordonată cumulativă spectaculoasă. Astea le-am făcut când eram ca Moș Nichifor prin vremea bunicului mamei profesor și predam gramatica la clasele de filologie de la liceu. Subordonată cumulativă care adună și care se introduce prin locuțiunea conjuncțională pe lângă că e prost. Mai e și prost. Nu știu dacă am formulat, dar cam asta e ideea. Ei, despre Giupâneșe că aflăm că las că era, așa zice Crang, nu pe lângă că, las că era din piatră. Deci, bă, era de la Bacău, nu era ca menit de pe rău bânțul aruncat săului. Era o persoană. Las că era din piatră. Dar era și îmbojorată Giupâneșe ca Malca. Deodată știm cu cine stăm de vorbă. Nu știm încă cu cine stăm de vorbă, dar avem în față imaginea, că vorba aia. Omul săracu se chinuie în fel și chip.
ea nu prea e receptivă sau să face că nu e receptivă. La mai accentuie unele apropo, dar Moise Chifor nu atacă direct. Decât când vede că numai nu e suficient de receptivă. Dacă până și la un moment dat, după ce o face pe babă praf în ochii lui Iubunic și așa că, în primul rând, că nu i-a făcut copil. Și aici Iubunic și ca zice ceva cam, lasă că am citit noi prin cărțile noastre că au fost unii care și mai târziu au făcut copii. Așa le știu din Biblie, nu mai intru în amănunte. Moșnii Chifor, Iubunic. Degeaba mai pasă apa în chiuă să se aleagă untul, că nu se mai alege. Traduceți ce vreți. Puteți să-i reproșați, cred că s-au gândit la ce mă gândesc eu acum? Nu. Asta e altă treabă. Nu, ce să mai bați apa în chiuă, că nu e gata. Dar trăniți așa săgeți că prietena noastră, o să revin la ea, nu răspunde direct așa. Și atunci, el auzi pe Moș Nichifor, suntem prin mai. Cam pe la jumătatea lui mai, la vreo două săptămâni după Paști, așa le iese din text. Când privighetorile se pregătesc să facă pui și încep să cânte ca în concertul cu al lui Alexandrii, prin iunie. Dar el zice așa, dă-vă pustia de privighetori să vă bată, că știu că vă drăgostiți bine. Trimiterea e clar. Și noi stăm ca proști, ei, noaptea. Dar Creangă nu zice chestia asta. Fiecare zice ce vrea, cum vrea el. Cum acțiunea, am spus, e pe subțirimea lamei. Acum poate să arunice încolo sau încolo, nu arunică. Tot textul nu arunică. Deși, la sfârșit, vom vedea că abia acolo, dacă alunică, dar nu, dar alunică de ce? Giupâne și ca Marca, ori că, mă rog, nu e, acum adevărul e că noi nici nu bilă, era măritată ea de două săptămâni cu Iță, care zice iar Creangă, nu a avut timp să o învețe cu cele lumești. Da, era măritat de două săptămâni. Și nici nu prea le știa nici el. Ca atare ia ori, că la urmă unor nu are ce anume virginitate să păzească, sau, dar ori nu acceptă încă apropo orile lui Moș Nichifor, ori își vădește noaptea aia un talent de a se lăsa prostită cu totul deosebit. Că e așa sau nu e așa, nu știu. Dar ea este adevărat că eu, care am predat adesea în literatură, mi-am ales așa niște personaje feminine, personaje fiind și nu ființe vii, de care m-am îndrăgostit. Eu, ca profesor de român, eu m-am îndrăgostit de Sașa Comăneșteanu, din Viața la Țară a lui Duiliu Dan Firescu, de Adela lui Ibrăileanu, la care nătărăul de Emil Codrescu nu știe cum să... acolo situația era inversă. Ea era Moș Nichifor, Adela, pentru Emil Codrescu. Doamna T. din patrului Procust. Mă rog, ăsta e roman cu porcării și un tip civilizat ca mine. Nu adâncește subiectul. Da, doamna te era. Și printre ele și Giupâne și Camarca, de ce se hie dragă numai un Moș Nichifor? Când era dragă și în ei. Dar n-am de unde să știu chiar exact ce au făcut și ce s-a întâmplat. Că nimeni nu știe. O singură dată îi răspunde și ea lui Moș Nichifor ca o femeie
trecută de acum, prin experiență. E, ia, lasă, Moșne Chifor, lasă că așa sunteți dumneavoastră bărbații. Ce-o fi vrut să zic că ea știe? Și Creangă, când Creangă a făcut-o via. Dar n-ai de unde să te agăzi el, nu poți. Pare însă că la sfârșit se cam lămurește problema. După ce au stat noaptea acolo, unde au stat ei, în codru, într-o poiană din codrii grumăzii extrului, la jumătatea distanței dintre Târgu Neamț și Piatra Neamț, păi au stat, mă rog, treaba lor. A trecut un desav care mergea cu tăfârca, dacă știți ce, cu tăfârca în schinare dintr-un loc în altul. Trece pe lângă Moș Nichifor, care îl roagă să-l ajute, să repare căruța aia dracului, că se rupsese gârnetul. Gârnetul fiind o chestie care ținea roata, așa. O încercat el după ce s-o rupt prima dată să facă ceva, dar nu o reușit, pentru că după numai câțiva metri, foflenci, iar să rupi gârnetul formidabil la această interjecție. Foflenci! Îi trebuia securi, toporișcă, funii, îi trebuiau niște chestii pe care de obicei îi le punea în căruță baba. Aia era treaba ei. Înainte de a pleca moșul, ea trebuie să le pună. Moșul Nichifor nu le găsește la locul lor. Se încrețește, se începe să bodogăni. Evident, împotriva babii. Și să zic că babii mele n-are să fie moale, că mă întoarce eu acasă. Bun. Dar dimineața, după ce au stat noaptea amândoi, mă rog, treaba lor, le găsește un drag. Și se curea și funia și... Dar unde erau Moș Nichifor? Erau aici pe sub bagajele. Ba, pe sub bagajele, nu, el nu le zice bagaj. Îmi lipsește pierna acum. Dumitalii, numai că nu au avut gură să strâge săracii. Ei, vezi cum ai zis de rău de baba mea ta. Nu, că de-acum am să-i cânt un cântec din păcăciuni. Săracă băbuța mea, fie bună, fie rea, eu îmi duc viața cu ea. Așa avea de gând să cânte. S-a făcut dimineață. L-am uitat, l-am lăsat pe la care căra. L-a rugat Moș Nichifor să-l ajute. Lea că se pune la acolo. Ăla? Păi nu că eu mă grăghesc, că trebuie să ajung pe lumină. O, și un cisat. Și apoi dumneata. El l-a văzut pe Malca. Și apoi dumneata, dacă ai rămâne noaptea asta în pături, nu cred că ți-a fi urât. Bă, asta îl enervează pe Moș Nichifor teribil și zice replica aia care îmi place mie. Ei, vezi, giupănișe, cântu-i lumea asta de-a dracului. Iese și-a avut un antal de ghin și unul de rachiu. Să vezi cum o făcea singur. Dar acest ieta nu ți-a fi urât. În noaptea asta e. Se face dimineață. Și ce aflăm noi dimineața? Că aici e spectacolul în care Creangă aproape că dă pe goarnă tot adevărul celor întâmplate. A doua zi, Moș Nichifor a pornit înapoi cu alți mușterii. Că s-o dus la piatră, i-o dat o luiță, ăla bucuros nevoi mare, că s-o văzut minunea de persoană, de sex inexplicabil, cum zic eu, pentru că eu nu cred să fie vreunul dintre dumneavoastră bărbați fiind care să vă fie explicat vreodată misterul a ceea ce este femeia. Care a reușit să mă dumire și pe mine, deși mie nu mai folosește, da? Ca idee. Care va să zică, aflăm că eu lăsat-o, s-o întors. Și acum ne dăm seama de ceva. A doua zi, Moș Nichifor
a pornit înapoi cu alți mușterii, adică de la piatră la Târgu Neamț, el nu mergea cu gol niciodată. Și când au ajuns acasă, era foarte vesel moșnic Tibor, încât nu știa baba lui, ci l-o găsit de așa cu chef. Este om. Deci începem să înțeleg. Dar, bomba vine abia în fraza următoare. După aceasta, tot la 2-3 săptămâni, jupânii și cam Marca, zimea la Neamț la socrii, dar se întorcea acasă la piatră, numai și numai cu Moș Nichifor, fără să se mai teamă de lup. Apoi trebuie să fii prozitiv ca să nu... Da, e treaba dumitale. Poți să interpretezi cum vrei, nu te oprești. Creangă nu a spus niciun cuvânt din care să înțelegi că s-ar fi întâmplat ceva. Dar nici nu lăsa să nu înțelegi că s-a întâmplat. Bă, fiecare cum vrea. Adevărul rămâne pe muchii. Creangă a făcut din Moș Nichifor, cred așa, ca un fel de... ca toate făcătorul. A creat personajul ăsta după chipul și asemănarea lui. Hai că v-am ținut destul. Doamne-mi pare rău. Ați uitat să vă spun ce a fost Moș Nichifor Barane. Eu am nebuie. La plecare. Domnul Călăcel, ce a spus Moș Nichifor Barane la plecare? Barane! Nu mă mai țin în picioare că m-am uitat. Am uitat! Ai grijă de bărbat. Vreau să spuneți Barane. Hai, dar cum îi spune ștrul înainte de a pleca? Moș Nichifor, să mâi cu grijă ca să nu plămai nora. Nu plecați, mulțumim frumos. Păi nu vă prăvăliți, pentru că nu aveți voie, trebuie să stați în picioare. Domnul... Unde sunt de plăcut? Răzmănic Moldova este cu sacoșă, știți? Trebuie să aibă ce scrie domnul Moise în procesul verbal. Știe el ce se scrie. Da. Știe el ce se scrie. Un moment. Și eu vă plas așa în altă viață mea, mai că vorbim de plângă știe. Da, vorbim de la Răzmănic Moldova. Domnul Colăcel face parte din grupul de literatură și artă metaforică Mâneștene și la fiecare întâlnire ne bucură cu pastila de cultură. Ne aduce informații de care noi nu știm. Deci dumneavoastră este atât de informat încât... Nu-ți informat. Da, vă mai informați. Da. Mulțumim mult, domnul Colăcel. Mulțumim. Îl invităm pe prietenul nostru, coleg de cenaclu, Constantin Chirilă, să ne încânte cu o melodie, pentru că are probleme la serviciu și trebuie să plece. Îi dăm prioritate. Mulțumim! După care pauză. Tot mereu, când tu mi-i venoare.
sfaturi ori în a vieții vântori, doar inimi curate vom păstra netinate sentimente și speranțe minunate. Prietenia la nepoate se cunoaște, de atât cât oameni se vor naște. Poate-i lumii, prietenia, bunătate și cantoare, inima noastră rază de soare. Poate supărarea a umplit-o uneori, cum și cerul surnori câteodată e negru. Iar când soarele apare, strălucește sus pe botă și mai tare. Prietenia ca a soarelui cădură, ce dă viață în natură. Inima noastră ca o floare din grădină, care-i pricinită și ocrotită, va înflori. Să cântăm, prieteni, pentru tot ce am visat, pentru cântul curat ce trainic ne leagă. Ieri sprijin la greu și ne alină la durere tot mereu. Prietenia la nevoie se cunoaște, și atât cât oameni se vor naște. Poate-i lumi, prietenia ca a soarelui cădură, ce dă viață în natură. Au cântat o cromatică cu 40 de ani. Încă un. Era bun dacă cântam pe ăsta la sfârșit. Hai să mai cântăm. Știe, doamna, iată, eu sunt o fire foarte emotivă. Bye.
asemenea este coleg de Cenaclu de literatură și artă metaforă cu Mâneștene. Este foarte talentat și, într-adevăr, are emoții. Păi da. Știe el de ce. Da. Da, din partea vă spun de ce. Fiindcă am avut ocazia cu doamna Ionica să văd o mulțime de lume de calitate. Oameni deosebit cum se merită, oameni de calitate, vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Un moment. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc.